În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împucernice Părinte, iubiți frați și surori în Hristos Domnul, slăviți să fie Domnul. Căutând în tezaurul și comoara lăsată oastei Domnului și prin ea bisericii întregi a fratelui Traian, am găsit o poezie care zice așa: sunt zile mari, sunt ceasuri mari și vremuri mari pe lume, dar numai oamenii cei mari rămân cu veșnic nume. Sunt și cuvinte mari ce trec din neam în neam purtate, ne întâmpină și ne petrec în veci adevărate. Dar zile mari și ceasuri mari mereu sunt tot mai rare, căci vremile cu oameni rari sunt tot mai spre noptare. Lumina oamenilor drepți încet, încet apune, că-s tot mai rar cei înțelepți prin duh și rugăciune. Cuvintele cu veșnic preț mereu sunt mai puține și mare-i lucru să le înveți cât încă-s lângă tine. Din mari oameni luminați, când unul lumea l-are, mai mult ca aurul să-l cauți, căci el e cât un soare. Fără să vreau, gândul mi-a fugit la părintele Iosif, la fratele Traian și înainte de acești oameni mari în vremurilor noastre, la oamenii mari din vechim, între care și Sfântul Ioan, prorocul înainte mergătorul și botezătorul Ioan. Cu adevărat, vremurilor noastre cred că le lipsește mai mult decât orice exemplul cel bun. Când Dumnezeu scoate în neam cât un om binecuvântat care îndreptează la pocăință, poporul, biserica sa, lumea și țara noastră, este un aur curat pe care Dumnezeu îl pune înaintea ochilor sufletului ca oamenii să vadă lumina aceasta dumnezeiască și să se ghideze după ea spre Împărăția lui Dumnezeu. Atâtea cuvinte frumoase câte am auzit astăzi și ieri la Petroșnița mi-au umplut sufletul de bucurie și de liniște și de împăcare sufletească. Sfântul proroc Ioan Botezătorul nu și-a sfârșit chemarea și lucrarea atunci când i s-a tăiat capul. Zice troparul său: cu bucurie ai bine vestit și celor din iad pe Hristos. Trăim într-o lume care se aseamănă din ce în ce mai mult cu un iad. Atât de grăbiți, atât de necăjiți, atât de triști, atât de amărâți, atât de prinși de atâtea lucruri mărunte. Bine zicea Părintele Sfânt, contemporan cu noi, grec, Paisia Ghioritul, că oamenii vremurilor noastre trăiesc viața ca și cum ar trăi un iad. Avem nevoie de ioni care să ne binevestească și în lumea aceasta pe Hristos Dumnezeu. Un Ioan Botezătorul și în duh și în aprinsa cugetare și gândire a fost și Părintele Iosif și cei care i-au urmat. Acest duh nu este altul decât Duhul cel Sfânt care lucrează în oamenii cei bineplăcuți lui Dumnezeu. Știu că e spre seară, dar cum zicea și fratele Petrică,
cât de bine și cât de frumos e când sunt frați împreună, parafrazând Sfânta Scriptură. Și că ar trebui să nu ne mai săturăm niciodată, să stăm împrejurul Domnului, ascultând cuvintele Lui, bucurându-ne și umplindu-ne duhovnicește de acest balsam care ne umple inimile și sufletele. Doamne, zice Sfântul Apostol Petru, și noi cu El, unde vom pleca de la Tine? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Sfântul Ioan, chiar dacă prăznuim o sărbătoare însângerată, așa cum o numesc părinții, s-a dus cu bucurie, pentru că Hristos încă nu se preamărise, nu golise iadul prin învierea Sa. S-a dus să-i anunțe pe cei din iad că mai e puțin până vor fi eliberați, cei cu viața sfântă și curată. Într-o lume care își trăiește neputințele și greutățile ca un iad, vine omul postirii, omul Duhului Ioan și astăzi și ne spune, pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. Patru surori, cu ajutorul lui Dumnezeu, au pus legământ înaintea Stăpânului că își vor îndrepta viața de acum înainte. Dumnezeu să le țină același Duh pe care l-au avut acum în întreaga viață. Și tuturor fraților și surorilor și, de fapt, la modul extins, tuturor oamenilor care au primit botezul creștin, primul legământ pe care îl fac cei ce se numesc cu numele Lui Hristos. Suntem chemați la mântuire, de aceea ne-a zidit Dumnezeu. Nu pentru iad, nu pentru peire. Și dacă Părintele Iosif, văzând răutatea lumii în care trăia și nedreptatea, a socotit că această lucrare trebuie să fie ca un reviriment, ca o renaștere, din nou, așa cum am auzit și în cântări și în cuvântări, fără schimbarea minții și fără întoarcerea omului cu sinceritate la Dumnezeu, nu poate să existe mântuire. Fratele Petrică vorbea despre trei trepte ale pocăinței. Cu adevărat, cea din tâi este să te vezi pe tine cel mai mare dintre păcătoși. Abia atunci începe schimbarea ta. Câte vreme mai ai urmă de mândrie în tine, cât nu te lasă răutatea lumii să-ți schimbi viața, e foarte greu să pornești pe căile lui Dumnezeu. Zice Hristos, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine în primul rând. Și cred că e cel mai greu lucru să te lepezi de tine. Ești obișnuit să trăiești într-un fel. Așa ai trăit toată viața. Dintr-o dată să renunți la felul tău de a fi și să trăiești după voia lui Dumnezeu, e aproape imposibil. Nu imposibil, aproape. Însă acolo unde este neputință omenească ajută darul și harul lui Dumnezeu. Acolo unde este slăbiciune compensează lucrarea cea mântuitoare a lui Hristos. El a venit în lume ca să mântuiască pe cel pierdut, zice Scriptura. Și tot omul care nădăjduiește în Domnul și mărturisește că Hristos este Dumnezeu, este mântuit. Sau este pe cale mântuirii. Trebuie doar ca noi să deschidem inimile, voința, sufletul și conștiința noastră să primim jertfa lui Hristos pe care a făcut-o pentru noi. Zice Sfântul Apostol Pavel, câte vreme trăiesc în acest trup de lut, sunt într-o continuă luptă. Nu putem să spunem că am făcut un legământ și că nu mai avem nevoie de luptă. Asta spun alții. Noi nu facem lucrul acesta. Mai mult decât atât, cred că lupta noastră este în primul rând cu noi înșine de acum înainte. Pentru că legământul înseamnă legătură. Și legătura nu poate fi alta decât numai cu Dumnezeu, nu cu lumea și cu cele ce au fost înainte. Dacă am înțelege lucrul acesta,
că am fost pecetluiți. Știți ce înseamnă o pecete pe o scrisoare? Înseamnă un sigiliu pe care nu-l poate deschide decât destinatarul. Cu această pecete am fost pecetluiți la botez. Destinatarul este Dumnezeu. El ar trebui să vadă conținutul scrisorii vieții noastre. E adevărat că pe parcursul vieții vine diavolul, pentru că noi îl lăsăm, și rupe sigiliul de pe scrisoarea sufletului nostru, ca să vadă ce suntem și cum suntem și să-i modifice conținutul. Dacă am rămâne pecetluiți cu Duhul Sfânt, așa cum ați auzit și poate de foarte multe ori ați participat la taina Sfântului Botez, în care preotul spune pecetea darului Sfântului Duh. Noi am fost pecetluiți pentru Împărăția lui Dumnezeu cu o pecete tare. Nu Dumnezeu o rupe, sau bine ar fi să o rupă Dumnezeu când ne cheamă la El și să o găsească curată și luminată. Ci noi, de multe ori, suntem curioși. Ce-o fi acolo? Cum a scris Dumnezeu pe inima mea? Fără să ne punem în gând și în inimă că și altcineva stă de față și așteaptă să vadă ce a scris Dumnezeu pentru Împărăția Sa, pentru fiecare dintre noi. Adunarea oastei Domnului și legământul pe care îl pun frații și surorile este o reînnoire a acestei peceți. Iarăși cerem la Dumnezeu să ne pecetluiască. Iarăși cerem lui Dumnezeu să șteargă zapisul greșelilor noastre, așa cum l-a sters pe lui Adam în Iordan. Iarăși cerem lui Dumnezeu să pună un început bun și nou vieții noastre. Însă să știți că orice început și orice schimbare a vieții atrage din partea vrăjmașului și luptă. Ieri l-am prăznuit pe Sfântul Moise Arapul, cel negru sau etiopian. A fost vătaf și conducător de tâlhari. A ucis, a siluit, a prădat, a furat, așa cum citea fratele Nelu despre consăteanul nostru, înainte să-L găsească pe Hristos. Pentru starea Lui și pentru firea Lui, cea aprigă și păcătoasă, tâlharii L-au pus conducătorul lor. Pentru că și-au spus, iată unul care ne poate conduce pe noi în cele rele, să ne facem poftele noastre cele rele, El este mai mare decât noi în acestea, potrivit este să-L punem conducător. Însă Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului și să se întoarcă, să fie viu. Și printr-o lucrare dumnezeiască, Moise, etiopianul sau arapul, cel negru, s-a întors către Dumnezeu și a primit pocăința în chip desăvârșit. Ani de zile a stat în genunchi rugându-se lui Dumnezeu pentru păcatele pe care le săvârșise. Și cu toate acestea, Duhul aducerea aminte de păcatele pe care le făcuse înainte de schimbarea sa, nu l-a părăsit. Lupta a continuat. La un moment dat, străduindu-se să fie ajutor și sprijin bătrânilor din pustie, mergea noaptea când toți ceilalți bătrâni dormeau și să nu credeți că erau fântânile sau apa la robinet ca la noi, ci mergeau ore întregi bătrânii pustiei ca să aducă apă. El le lua ulcioarele tuturor, mergea singur, le umplea cu apă și le aducea la chirile bătrânilor ca să aibă de unde să bea apă. Și diavolul, văzând nevoința lui cea mare, l-a bătut la modul fizic, încât două zile a stat în necunoștință, până când l-au găsit niște frați care veniseră la puțul acela, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Și l-au găsit în necunoștință. Și l-au luat și vreme de 6 luni de zile, din pricina bătăii diavolului, Sfântul Moise Arapul a zăcut la pat. Și abia după aceste 6 luni de zile, de la bunătatea lui cea mare și de la ura diavolului, Dumnezeu a luat de la el pofta și patima care îl chinuia de vreme de 8 ani de zile.
Mântuirea nu este ușoară. Dar Hristos ne spune că nu este nici imposibil. Poate că noi trăim în lume și suntem înconjurați de atâtea rele, de atâtea nedreptăți, de atâtea păcate, încât ne afundăm ca și Petru. Privirea noastră încetează să mai privească la Hristos și caută la valuri, la ce spune lumea, la ce gândește lumea, la ce ne judecă lumea, la cum să trăiesc ca să plac lumii, nu lui Dumnezeu. Chemarea oastei Domnului nu este aceasta. Nu-ți spune niciodată învățătura oastei să-i placi lumii, ci lui Dumnezeu. Toți frații de mai înainte au reiterat, au răspuns același cuvânt. Atunci când vrei să te întorci către Dumnezeu, fă-o cu toată inima ta. Uită de acum ce gândește lumea despre tine. Uită de acum ce ai făcut înainte. Uită de obiceiurile tale cele rele. Uită de vechea ta viață. Nu în sensul în care te-ai rupe de lume și te-ai duce în pustie. Nu toți avem chemare pustie. Ci în sensul în care într-o pustie de bunătate și de dragoste a lumii în care trăim, să-ți găsești sensul și cărarea ta spre Împărăția lui Dumnezeu. Asta este chemarea voastră. Părintele Iosif a văzut că omul singur nu poate să se mântuiască fără ajutorul lui Dumnezeu. Și în ajutorul lui Dumnezeu, încredințându-se El cel dintâi, a început această lucrare asemănătoare lucrării Sfântului Ioan Botezătorul. O lucrare de pocăință care ne cheamă pe toți. Nu este rezervată unora. Lucrarea voastră este rezervată tuturor. Dacă privim în stânga și în dreapta noastră, observăm în biserică foarte mulți bătrâni. Tinerii, ai spune că n-au nevoie de Domnul. Ai spune că trăiesc o viață paralelă cu viața lui Hristos. Că pentru ei Domnul nu s-a răstignit, că pentru ei Domnul n-a murit, că pentru ei generații de sfinți n-au pătimit. Ai spune că nu cunosc lucrurile acestea. Și într-adevăr, de foarte multe ori așa este. Nu le cunosc, pentru că nimeni nu le spune ca să le cunoască. Mărturisirea fratelui Petrică din casa lui este pilduitoare din punctul acesta de vedere. Copiii ies foarte ușor din Duhul lui Dumnezeu și intră în Duhul lumii. E un adevăr, nu putem să-l negăm. Pentru că lumea este mai ofertantă. Oferă mai multe decât poate să-ți ofere, cel puțin la nivelul înțelepciunii lor tinerești, decât poate să-ți ofere Dumnezeu. Ce gândesc ei? Să stăm atât în casa lui Dumnezeu, să stăm atât în biserică, e plictisitor. Auzim aceleași cuvinte de fiecare dată. Am cunoscut un părinte și poate foarte mulți dintre dumneavoastră l-au cunoscut. Părintele Simeria. La 100 de ani și o lună a murit. 70 de ani sau 75 de ani a slujit lui Dumnezeu ca preot. Și mi-a mărturisit la vârsta de 99 de ani: Părinte, slujesc lui Dumnezeu de 75 de ani. Nici o sfântă liturghie, deși sunt la fel, nu mi s-a părut identică. Întotdeauna am descoperit sensuri noi în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu întâmplător, liturghia este raiul pe pământ, așa numesc părinții bisericii, Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Și suntem chemați să participăm la cina mirelui ca la un ospăț frumos, prin comparație cu ospățul cel urât la care a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Eu mărturisesc, personal, nu pot să vorbesc în numele nimănui. Vorbesc în numele meu. Eu n-am fost la masa lui Irod, dar am fost la masa lui Hristos. Și m-am îmbătat nu de vin, ci de cuvânt, de har și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și înaintea mea, pe tipsie,
n-a fost adus un cap sângerând, ci a fost adus capul plin de veselie al Sfântului Dumnezeu, care mergea să-L preîntâmpine și să-L binevestească pe Hristos Domnul Slavă. Pentru mine ziua de astăzi a fost un ospăț frumos, nu un ospăț urât. Stăteam și mă gândeam când vorbeau părinții și frații și mi-a plăcut atitudinea fratelui Gabi. Și eu aș fi dansat de bucurie. Nu ca Salomea, ci ca Sfinții și ca Moise după ce a trecut prin Marea Roșie. De bucurie că în casa lui Dumnezeu se întâmplă lucruri minunate. De bucurie că sunt oameni care își doresc să se întoarcă la Hristos. De bucurie că Hristos e în mijlocul fraților, unde sunt 2 sau 3 sau 50 sau 100, câți om fi aici. Hristos este în mijlocul nostru. El ne cheamă la petrecerea cea frumoasă și am început-o de dimineață cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Petrecerea petrecerilor. Pe care ar trebui să o iubească tot sufletul la modul absolut. Și mai apoi am petrecut o altă liturghie a Cuvântului în care ne-am împărtășit de Duhul lui Dumnezeu care s-a pogorât în inimile și în glasurile tuturor celor care L-au binevestit pe Dumnezeu și pe Sfântul Proroc Ioan Botezător. Pentru noi, Ilova ca și gazdă, faptul că suntem, așa cum spuneau și frații, ocrotiți de Maica Domnului pe de-o parte și de Sfântul Ioan pe de altă parte, este cea mai mare bucurie. De câte ori n-am simțit ajutorul și folosința prea curată? De câte ori nu ne-a păzit pe noi Dumnezeu de inundații, de foc, de nedreptăți, de atâtea și atâtea lucruri? Poate pentru că și aici s-a arătat mila lui Dumnezeu și oamenii au fost în credință tare. Poate pentru că Maica Domnului întotdeauna stă rugătoare înaintea Stăpânului și pentru noi nevrednici și păcătoși. Nu sunt vrednic și nici în stare să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Și dacă ar fi sărbătoare ca aceasta în fiecare zi, pentru mine ar fi destul. Nu mi-ar mai trebui nimic altceva. Însă Dumnezeu ne-a pus pe fiecare pe drumul Lui. Unii într-o parte, alții în altă parte, să ne întâlnim în Duhul Lui cel Sfânt, în Biserica Lui, adeseori sau mai rar. Vă rog și vă cer un singur lucru. Ca această stare duhovnicească pe care am trăit-o astăzi, să nu se încheie aici. Să o purtați în rugăciunile dumneavoastră în fiecare zi și ceas. Și pe mine nevrednicul, și pe frații și surorile din parohia noastră, și noi, la rândul nostru, vă vom purta în inimă, în gând și în rugăciune. Pentru că unde voiește Dumnezeu se biruiesc și distanțele, se biruiesc și neputințele, se biruiesc și lucrările vrăjmașului, unde sunt toți frații adunați în Duhul lui Dumnezeu, în casa Lui cea Sfântă. Să ne purtați în rugăciuni, repet încă o dată, pentru că multă nevoie avem de rugăciuni unii pentru alții. Zicea Sfântul Siloan Atonitul, vai sărman popor, dacă ați ști câtă dragoste are Dumnezeu față de noi, n-ați mai ieșit niciodată din casa Lui. El mărturisea că vreme de 14 ani s-a rugat ca să-L vadă pe Mântuitorul Iisus Hristos față către față. Și vreme de 14 ani Dumnezeu n-a vrut să se arate. Dar Sfântul a stăruit în rugăciune și a continuat. Și iar, și iar, și iar, cu lacrimi și cu milință. Până când
ostoit sufletește și obosit. A strigat, Doamne, cât de crud ești! Pentru ce nu vrei să te arăți robului tău ca să-l întărești duhovnicește? N-a apucat să-și termine cuvântul că Mântuitorul Iisus Hristos în chip aievea s-a arătat în fața lui privindu-l cu un chip milos și cu atâta bunătate încât pe loc Sfântul a căzut în genunchi în fața lui Dumnezeu și și-a acoperit ochii cu mâinile neputând să vadă slava lui Dumnezeu ca Petru pe Tabor. Dumnezeu așteaptă îndelung pentru noi și pentru mântuirea noastră, întoarcerea noastră. Însă așteaptă și vrea să vadă în om și continuitatea rugăciunii. Constanța în a spune lucrurilor pe nume, în a trăi după voia Lui, nu poți să fii într-o alternanță permanentă. Nu poți să trăiești astăzi numai pentru Dumnezeu și mâine să trăiești pentru diavol. Până și Irod se bucura la auzul cuvintelor Sfântului Ioan Botezătorul. Și mai apoi, când Duhul Lumii l-a luat pe el, a uitat și de cuvânt, și de bunătate, și de cinstea pe care o purta Sfântul Ioan pentru dragostea petrecerii și a desfrânării. Țineți-vă sufletele și inimile curate în toată vremea și în tot ceasul. Nu alternați între bine și rău, ci țineți-vă mereu candela credinței vie și luminoasă în Dumnezeu. Nu întâmplător ne spune Sfântul Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat. Nu este imposibil. Trebuie doar să-ți găsești ritmul ca să te rogi neîncetat. Dacă alergi pe cale, zi, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Dacă ești la câmp și tragi o brazdă de fân, ai tras o brazdă, zi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Dacă ești la serviciu și muncești și ești atent la ceea ce faci, în pauzele pe care le faci între două munci, zi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. În felul acesta te rogi neîncetat. Trebuie doar să-ți găsești ritmul inimii și să-L descoperi pe Dumnezeu în inima, în viața ta și în toată suflarea ta. Dumnezeu se găsește ușor, iubiților. Greu este să-L ții. Ușor îl găsim pe Dumnezeu, greu este să-L păstrăm. De foarte multe ori simțim stări duhovnicești extraordinare. Și când ieșim în lume și când vedem valurile de-a stânga și de-a dreapta, începem să ne afundăm iarăși în ele și ne uităm ținta. Asta vă doresc, surorilor. Să vă urmați întotdeauna ținta Hristos. Să nu uitați că înaintea Lui ați mărturisit și ați jurat și ați pus legământ. Nu înaintea oamenilor. Oamenii sunt trecători. Dumnezeu este veșnic. Mi-am început cuvântul cu acea poezie. E greu să găsești oameni mari în zilele noastre. Aproape că nu mai sunt. Dar și cei pe care îi găsiți sau despre care ați aflat sau despre care puteți să auziți sau să învățați din cuvintele lor, trebuie ținuți ca pe niște luceafăre. Citiți și răscitiți. Să învățăm din ceea ce au învățat ei de la Hristos. Și chiar dacă nu vom mai avea învățători, foarte mulți, pentru că Duhul Lumii a intrat și în biserică, a intrat și în adunare, a intrat și în multe dintre lucrurile care odată erau sfinte și curate. Părinții și înaintașii noștri ne stau ca niște stele luminoase pentru necimea cerului. Să ne arate calea, să ne îndrume cărare, să ne pune întotdeauna pe făgașul cel firesc și normal care duce în Împărăția lui Dumnezeu. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această zi binecuvântată.
Mulțumesc părinților, fraților care au fost împreună cu noi în rugăciune, în cântare și în cuvânt. Dumnezeu să sădească această sămânță care astăzi s-a semănat în inimile noastre ca să aducă rod în sutit și în mii și nu numai în inimile noastre. Duceți-o, vă rog din inimă, și în casele dumneavoastră, ca să audă și cei ce n-au fost astăzi împreună cu noi cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Cât ne-am umplut de Duhul lui cel prea sfânt, de dimineață și iată, până la ora cinei, am fost într-un duh și într-un cuget cu Dumnezeu. Duhul acesta să-l păstrați în inimă și în suflet, în toată viața dumneavoastră. Și nimic din cele ale lumii acesteia să nu ne tulbure atât de tare, încât să uităm Duhul acesta cel prea sfânt, care s-a sărășluit azi între noi. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea oastei Domnului de pretutindeni și din satul nostru. Dumnezeu să le întărească pe surorile care au pus astăzi legământ ca să țină cu inimă curată și cu curăție duhovnicească legământul. Dumnezeu să înmulțească și să întărească și lucrarea oastei Domnului din Ilova și de pretutindeni. Pentru că să știți, unde este Hristos și Biserica, acolo este mântuirea. Amin. Amin.